Un telefon devine astăzi un aliat în diferite momente din viață pentru noi, în funcție de interesele pe care le avem. Fie că vorbești de productivitate, de a te organiza, de a vorbi cu cei dragi sau de a face conținut, toată lumea vrea să fie vlogger azi. Am vrut și eu, dar nu Dar astăzi poți să fii vlogger pe Insta sau pe TikTok cu un telefon. Nu trebuie aparatură. Honor 90 este un telefon lansat anul acesta și care te ajută să faci conținut pentru social media fără mare efort. Poți să faci conținut cu o cameră profesionistă, cu un prompter, așa cum o fac eu, să pui clipuri în Adobe Premiere Pro, să plătești un abonament și să cauți grafică și buitiere. Sau poți să folosești Honor 90. Filmezi, telefonul te ajută să editezi pentru content online cu ajutorul funcției de AI Vlog Assistant și tu trebuie să fii doar creativ. Tehnologia s-a simplificat enorm în ultima vreme, iar astăzi vom discuta despre acest aspect. Voi folosi Honor 90 pentru a demonstra această funcție de AI Vlog Master prin a combina acest review tradițional cu cadre filmate cu ajutorul telefonului. Ce iese cu o cameră profesionistă? Ce iese cu Honor 90? Hai să vedem! Pe scurt, Honor 90 e un telefon mid-range cu un display excelent de 6.7 inch și care are o rezoluție Full HD Plus și culori vibrante, la o rată de refresh de 120 Hz. În plus, e un ecran foarte luminos pe care să vezi conținutul. Honor a adus tehnologii de pe telefoane sale mai scumpe pe acest dispozitiv, așa cum e Dynamic Dimming pentru a reduce oboseala ochiurilor sau tehnologii pentru a reduce acel flicker, ce nu se vede cu ochiul liber, dar care te afectează pe termen scurt și mediu. Când vine vorba de capacitățile tehnice, telefoanele mid de astăzi au caracteristici ce le fac foarte bune în cam toate condițiile. Nu mai sunt telefoane greu de utilizat. Pe Honor 90 ai un procesor Snapdragon 7 Gen 1 cu care poți fotografia, filma, dar poți să te și joci. Memoria RAM e de 12 GB și ai parte de o capacitate de stocare generoasă de 512 GB pentru toate clipurile tale. Bateria este și ea una mare de 5000 de mAh, așa încât să nu rămâi fără autonomie când vrei să filmezi prin oraș. Dar chiar și atunci, dacă ai încărcătorul cu tine, se încarcă foarte rapid, la 66 de W. Dar nu despre asta voiam să vorbesc azi, pentru că am făcut-o deja într-un review ci despre cum faci din Honor 90 un partener pentru creatorul de conținut din tine. Telefonul e unul foarte bun. Dacă adolescentul din casă vrea să fie viitorul Sherry, sau să facă el review la telefoane și gadgeturi. Nu are nevoie de investiții masive. Telefonul acesta are un cost onest de aproape 2200 de lei, dar camerele contează. Una principală de 200 megapixel și una de 12 megapixeli ultra-wide. Camera de profunzime pentru bokeh, adică blur, are 2 megapixeli, iar cea de selfie are 50 de megapixeli. Poți să filmezi video până la rezoluție 4K la 30 de cadre pe secundă. Clipurile sunt detaliate și culorile bune. Dacă vrei să filmezi portrait sau beauty, o poți face doar la rezoluție Full HD. Dar inteligența artificială e cea care te ajută. AI Vlog Assistant funcționează în două moduri. Direct în filmare cu camera de pe spate, ci citește scenariul în care ești și optimizează. Fie că vorbești și atunci adaugă izolare fonică a sunetului de fundal ca să te auzi mai bine chiar și fără microfoane profesionale sau la variere. Fie știe că filmezi în oraș sau filmezi mâncare sau un video de machiaj, iar atunci optimizează culorile. Dacă vrei să folosești AI Vlog Assistant direct din filmare, nu o poți face dacă ai modul bokeh pornit, dar pe acesta îl dezactivezi ușor. De asemenea, poți folosi AI Vlog Assistant la final. Fie vorbim de o singură filmare pentru care telefonul adaugă efecte speciale, în muzică, astfel încât să poți să postezi direct în social media fără să te complici, fie pot să compilezi mai multe clipuri direct din galeria foto. Să zicem că eu filmez mai multe cadre cu un dispozitiv pe care testez sau despre care vreau să vorbesc. Decât să mă duc într-un program de editare, chiar și în cele simple, precum CapCut, pot să selectez clipurile cu ușurință din meniul telefonului, dau AI Vlog Master și atunci acesta le pește, adaugă muzică, efecte și reeditează pentru mine. Poate zici că Honor 90 nu poate să înlocuiască producția profesionistă. Și poate așa e. Dar suntem în era în care tinerii voi să fie vlogger. Când primele începuturi nu se fac cu aparatură scumpă, ci cu ceea ce ai la dispoziție. Și ce e mai ușor decât să ai lângă tine un telefon care arată bine, funcționează cum trebuie, dar te ajută să postezi online. Poți începe prin AI Vlogmaster, iar apoi, dacă devii un profesionist, înveți din ceea ce face acesta. Dar Honor 90 mi se pare o modalitate foarte bună de a începe să crezi, să postezi stories pe Instagram. O să fac un clip simplu pentru TikTok. Așadar, acum v-am promis că facem vlog aici. Cum ar arăta acest review dacă ar fi filmat cu Honor 90? Hai să vedem! Dar cum ar fi arătat acest review dacă era filmat cu Honor 90? Ei bine, acum țin telefonul în mână. Am doar o lumină în fața mea, una care bate foarte puțin. Iar telefonul folosește inteligența artificială pentru a-mi optimiza vocea și pentru a optimiza un pic culoare din jurul meu. Și dacă ar fi să vorbim despre Honor 90, ar trebui să spunem că este un telefon cu un ecran de 6.7 inch, foarte luminos, o rezoluție Full HD+, plus, și o rată de refresh de 120 Hz. În plus, telefoanele mid-range deja împrumută multe tehnologii pe care le-am văzut la telefoanele flagship, are lui Honor, cum ar fi Dynamic Dimming, care reduce oboseala ochilor. În plus, performanța este foarte bună, asigurată de un procesor Snapdragon 7 Gen 1 și de 12 GB de RAM, plus capacitatea de stocare este de 512 GB, pentru a avea loc pentru toate filmările tale, pentru toate pozele, pentru tot conținutul pe care îl faci cu acest telefon. Și dacă am arătat acum cum ar fi un vlog filmat cu Honor 90, să ne întoarcem în studio. Și pentru că e perioada Crăciunului, să zicem că aș vrea să vă arăt cum mi-am aranjat casa de Crăciun. Cum a ieșit când am filmat cu Honor 90 și cu AI Vlogmaster. mai mare vlogger de tehnologie din lume, Marcus Brownery, a început să se filmeze când era foarte mic. În sufrageria sa foarte, foarte maro și foarte întunecată, în casa părinților lui. Filma din pasiune, nu ca să devină vedetă. Filma cu soare în spate. Dar ce conta? Cred că telefoanele ne pot ajuta să ne îndeplinim visuri. Vei să fii vlogger? Poți să o faci doar cu un simplu telefon. Până la urmă, ceva conta e cât de multe efort pui în treaba asta și câtă pasiune va conta să-ți placă. Apoi echipamentele scumpe de filmare, echipa de producție și editare, voi veni și ele. Dar poți începe cu un telefon, cu pasiune și cu AI Vlog Assistant de pe Honor 90. Eu am fost Vlad Andriescu și acesta a fost o trecere revistă a funcționalităților de vlogging cu inteligență artificială de pe Honor 90. Telefonul este disponibil astăzi la 2200 de lei și este o opțiune solidă pentru cei care nu vor să cheltuie mult, pentru cei pasionați de designul unui terminal și pentru vloggeri amatori. O zi bună!